Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la știri. Sunt Ana Maria Trăsnea. Iată care sunt principalele subiecte ale serii. Piața imobiliară giurgiuveană în declin. Cei mai mulți giurgiuveni care cer eliberarea unui pașaport îl preferă pe cel electronic datorită timpului scurt de emitere. Uniunea Europeană finanțează cu 216 milioane de euro programul transfrontalier România-Bulgaria. Ambasadorul Ungariei a vizitat municipiul Giurgiu. Clubul Astra Giurgiu și-a exprimat nedumerirea cu privire la delegarea arbitrilor pentru partida cu FCSB. Pentru a evita pe cât posibil producerea accidentelor în municipiul Giurgiu, polițiștii giurgiuveni organizează în perioada 16-22 februarie acțiuni în zonele în care au fost înregistrate cele mai multe evenimente rutiere. Începând cu 16 februarie, polițiștii giurgiuveni desfășoară acțiuni de prevenire și reducerea riscului rutier în zonele în care au fost înregistrate evenimente rutiere produse pe fondul neacordării priorității de trecere a pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public. Această acțiune are scopul de a reduce numărul de accidente rutiere ale căror victime sunt pietonii și urmărește conștientizarea ambelor categorii de participanți la trafic, șoferi și pietoni, cu privire la consecințele accidentelor rutiere. Având în vedere că și la nivelul județului Giurgiu, neacordarea priorității de trecere a pietonilor și nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulația pe drumurile publice reprezintă principalele cauze generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave, polițiștii vor fi prezenți în toate zonele cu risc rutier crescut și vor utiliza toate echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospecialele de poliție rutieră. De economia orașului, de relațiile culturale, dar și de cele comerciale, cât și de proiectele transfrontaliere pe care Giurgiu le-a dezvoltat, ambasadorul Ungariei la București a vizitat ieri orașul nostru. Întâlnirea cu primarul Nicolae Barbu a cuprins atât o parte teoretică, cât și una aplicată, în zona liberă, la mai multe societăți importante. Excelența sa, ambasadorul Zakony Botond, însoțit de consilierul pe probleme economice al ambasadei Zabo Miloș, a fost prezent marți, 17 februarie, la Giurgiu. În prima parte a întâlnirii, excelența sa a avut o discuție privată cu edilul șef, urmată de o întâlnire într-un cadru larg găzduită de sala de consiliu, la care au mai participat cei doi viceprimari ai municipiului, Liviu Popazu și Alexandru Vladu, președintele Camerei de Comerț Giurgiu, Alexandru Epângeac, directorul Centrului Transfrontalier Danubius, Clara Mărculescu, reprezentanța ai prefecturii Giurgiu, vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, Cristian Marciu, directorul Zonei Libere Giurgiu, Răzvan Cuc, directorul Parcului Industrial Giurgiu, Raluca Jianu, dar și directorii instituțiilor subordonate municipalității. Vă prezentăm câteva din oportunitățile de dezvoltare al orașului, acel Ergo Master Plan pe care noi împreună cu orașul prieten Ruse l-am conceput împreună pentru dezvoltarea în comun a acestor două localități. Câteva din oportunitățile de dezvoltare ale orașului, proiectul Greenport, High Performance Greenport Giurgiu, un proiect foarte important și care va deschide oportunitățile de dezvoltare ale orașului. Oaspeții au putut afla informații importante despre municipiul Giurgiu din cadrul unei prezentări susținute de șeful Serviciului de Proiecte Europene, Meca Ianca, dar și din intervențiile vicepreședintelui Consiliului Județean, Cristian Marciu, și ale președintelui Camerei de Comerț sau Centrului de Afaceri. Orice om de afaceri este binevenit în Giurgiu. Facilitățile pe care le dă primăria sunt destul de substanțiale, iar noi, ca și cameră, vreau să vă asigur că orice om de afaceri care vine aici este sprijinit în tot ceea ce înseamnă camere de comerț, pentru informații, pentru a ajuta să-și facă o firmă, pentru tot ceea ce înseamnă a se integra și a face o afacere în județul Giurgiu. Municipiul Giurgiu este reședința județului Giurgiu, care are o populație de circa 300.000 de locuitori și suntem undeva în apropierea între București și Dunăre. Colaborarea între Consiliul Județean și Municipalitatea Giurgiu este una bună, constructivă, și sperăm că
și pe viitor această colaborare să fie mai rodnică. Noi funcționăm deja de 5 ani. Cooperarea între România și Bulgaria a ajuns într-un moment excelent. Interinstituțional între Consiliul Județean Giurgiu, Prefectura Ruse, alte instituții din județul Giurgiu și districtul Ruse, cooperarea este foarte bună. Edilul șef le-a explicat invitaților că municipiul Giurgiu, prin poziția sa geografică strategică, aflându-se pe cele trei culoare europene, are potențial și poate fi o zonă de dezvoltare pentru firme și societăți comerciale din Ungaria care vor să-și dezvolte afacerile în Giurgiu. La rândul său, excelența sa, ambasadorul Zaco Nibotond, s-a arătat impresionat de proiectele de dezvoltare ale orașului și a subliniat că va face tot posibilul ca această vizită să aibă rezultatul scontat. Ungaria și România nu numai că sunt țări vecine, dar au și relații foarte bune și foarte dezvoltate în domeniul economiei. În anii care au trecut, relațiile economice au depășit și depășesc 7 miliarde de euro. Ne referim atât la export și import împreună. Potențialul în această relație este în creștere, așa cum părțile și-au exprimat această dorință și, de exemplu, anul trecut la Comisia Mixtă Interguvernamentală de Economie. După întâlnirea de la Primăria Giurgiu, oaspeții au efectuat o vizită în teren, în zona liberă Giurgiu, la mai multe obiective economice. Fie că optează pentru un pașaport temporar cu o valabilitate de 12 luni sau preferă unul electronic, zeci de giurgiuveni solicită zilnic eliberarea de pașapoarte, atât pentru a le servi în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cât și pentru a-și petrece concediul în afara granițelor țării. Spre dreapta am plinat. Prea mult. Atât să nu plinat. Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din municipiul Giurgiu răspunde zilnic la aproximativ 30 de solicitări pentru eliberarea de pașapoarte electronice sau temporare. Anul trecut, angajații au răspuns unui număr mai mare de cereri decât în anul 2013, solicitările venind în majoritatea cazurilor din partea giurgiuvenilor care sunt în căutarea unui loc de muncă în străinătate sau doresc să-și petreacă concediul peste hotare. În anul 2014 au fost primite un număr de 4.542 de solicitări pentru eliberarea pașapoartelor. Din acest total de pașapoarte, putem spune că majoritatea au fost solicitări pentru eliberarea pașapoartelor temporare și anume am avut un număr de 2.732 de solicitări pentru pașaport temporar și 1.810 pentru pașapoartele electronice. În funcție de tipul de pașaport pentru care optează, giurgiuvenii sunt nevoiți să scoată din buzunar o sumă cuprinsă între 222 de lei și 292 de lei, cel mai ieftin tip de pașaport fiind cel temporar, care are o valabilitate de doar un an, pașaportul electronic cu valabilitate 5 ani având un cost de 292 de lei. Pentru a veni în sprijinul solicitanților, serviciul de eliberare a pașapoartelor oferă opțiunea de a primi la domiciliu pașaportul electronic, care este eliberat în termen de 14 zile, achitând 8 lei și 68 de bani serviciului de curierat cu care lucrează instituția. Pentru eliberarea pașapoartelor electronice se achită o taxă de 270 de lei la cec și 22 la trezorerie pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani, iar pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani se achită 244 de lei la cec și 22 de lei la trezorerie. Pașaportul electronic se eliberează în 14 zile calendaristice, iar pașaportul temporar are o valabilitate de 12 luni și se eliberează în aceea zi. De regulă, noi am făcut toate eforturile necesare pentru a elibera acest pașaport în maxim 2 ore de la data depunerii cererii. Piața imobiliară din municipiul Giurgiu se află într-un total declin, fără să dea semne sănătoase de îmbunătățire. În oraș se găsesc printre cele mai ieftine apartamente din toată țara, iar spațiile comerciale așteaptă să fie închiriate cu lunile. Prețul pe metrul pătrat fiind unul cu mult sub valoarea de altă dată a pieței, așa cum se plâng agenții imobiliari, dar și proprietarii.
Prețul apartamentelor din municipiul Giurgiu este în scădere, iar piața imobiliară nu dă semne de revenire, cu toate că țara noastră a ieșit teoretic din recesiune. Cele mai căutate locuințe în rândul cumpărătorilor sunt garsonierele și apartamentele cu două camere, în timp ce apartamentele cu trei și în special cele cu patru camere le dau cele mai mari bătăi de cap vânzătorilor. Prețul imobilelor variază în funcție de zonă, cele mai ieftine găsindu-se în cartierul Tineretului, iar cele mai scumpe în centrul orașului. De la o agenție imobiliară, una din puținele rămase în Giurgiu, am aflat că prețul garsonierelor variază între 8.000 și 15.000 de euro, iar al unui apartament cu două camere între 10.000 și 25.000 de euro. De asemenea, prețul unui apartament cu trei camere în zona Tineretului la ultimul etaj începe de la 13.000 de euro, iar cele din zona centrală pot ajunge chiar și la 30.000 de euro și 35.000-40.000 de euro în cazul unuia cu patru camere. Nici în ceea ce privește situația centrelor comerciale scoase la închiriat, situația nu este tocmai roz, numărul acestora fiind în continuă creștere, comercianții neînghesuindu-se să le închirieze. Deși era înainte să fie transformat în zonă pietonală, cea mai mare zonă comercială din municipiul Giurgiu, astăzi pe strada Gării se găsesc nenumărate spații comerciale tocmai bune de închiriat. Acest lucru nu se întâmpla în urmă cu câțiva ani, iar astăzi comercianții nu mai văd orașul Giurgiu ca pe un mediu prosper de afaceri. Deși prețurile au scăzut drastic în ultimii ani, în momentul de față prețul pe metrul pătrat al unui imobil de închiriat este între 5 și 10 euro, în oraș apar din ce în ce mai multe spații disponibile. Autoritățile din Giurgiu și din Rusia au primit zilele acestea o veste foarte bună. Noul program transfrontalier Interreg pentru România și Bulgaria a fost adoptat de Comisarul European pentru Politică Regională Corina Crețu. Programul va fi finanțat de Uniunea Europeană cu 216 milioane de euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Înființată în anul 2002, Euroregiunea Danubius-Giurgiu-Ruse ca un parteneriat între Consiliul Județean Giurgiu și Prefectura Districtului Ruse a devenit în cei 13 ani de existență un model de bune practici în ceea ce privește colaborarea transfrontalieră, acest lucru fiind recunoscut și la nivel de Uniune Europeană. Colaborarea strânsă dintre autoritățile și specialiștii de pe cele două maluri ale Dunării s-a concretizat prin materializarea a 10 de proiecte comune care au tras fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană de mai multe sute de milioane de euro. Autoritățile din Giurgiu și Ruse au accesat fonduri pentru modernizarea de drumuri județene și locale, pentru dezvoltarea turismului, programe de mediu, programe comune pentru situații de urgență, programe culturale, achiziții de echipamente și susținerea unor proiecte de instruire. Vestea bună pentru autorități a venit zilele acestea de la Bruxelles prin vocea Comisarului pentru Politici Regionale, Corina Crețu, care a anunțat că programul transfrontalier Interreg pentru România și Bulgaria va fi finanțat cu 216 milioane de euro. Cu acest prilej, Corina Crețu a arătat care sunt domeniile prioritare și a declarat, cităm, locuitorii acestor regiuni de frontieră din România și Bulgaria vor beneficia în mod direct de programul pe care l-am adoptat. Aceste regiuni constituie o zonă a Europei unde buna colaborare și încercarea de a rezolva problemele comune sunt esențiale. Zona oferă, de asemenea, oportunități considerabile datorită proximității cu fluviul Dunărea și cu Marea Neagră. Programul și proiectele aferente vor ajuta comunitățile locale să exploateze oportunitățile menționate. Deputatul Raluca Surdu, numit în ianuarie președinte interimar al filialei teritoriale a PNL Giurgiu, după ce fostul președinte Vasile Mustățea a renunțat la funcție din motive de sănătate și a început activitatea făcând inventarul a ceea ce a mai rămas din partid. Așa cum a promis în ianuarie, aceasta a demarat un audit intern printre primarii și activiștii PNL. Prezentă la Giurgiu la sfârșitul lunii ianuarie, Raluca Surdu, președintele interimar al PNL Giurgiu, a promis că își va începe activitatea de reconstrucție a filialei teritoriale a partidului cu un audit intern. În perioada următoare, în cadrul filialei, va fi făcut un audit. Un audit care să ne spună atât la nivel organizatoric, cât și al performanțelor cum stăm, pentru că doar așa putem să luăm deciziile corecte și strategia corectă. Și vreau ca la următoarea noastră întâlnire să vin cu acest audit, să vi-l prezint, pentru că e firesc ca și noastră să știți în ce constă activitatea noastră și care vor fi deciziile pe care noi, PNL Giurgiu, le vom lua de astăzi începând. Tot atunci a promis că nu va tăia capete, după cum s-a exprimat. Dacă în privința ultimei afirmații pare că s-a răzgândit și a făcut deja o mișcare spectaculoasă prin înlocuirea secretarului coordonator al filialei Marian Măroiu cu fostul secretar executiv Remus Găină, în ceea ce privește prima promisiune, deputatul Raluca Surdu se ține de cuvânt. După ce copreședintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan a trimis săgeți subtile către aceasta acuzând-o de lipsă de colaborare și comunicare, Raluca Surdu a ripostat printr-un comunicat de presă în care a ținut să precizeze că, cităm,
Momentan, noi cei din vechiul PNL ne aflăm într-o perioadă de analiză în care realizăm un audit al filialei PNL Giurgiu pentru a obține o imagine a situației actuale în care ne aflăm. Încă din primele zile în care am ajuns la Giurgiu, am preferat să mă dedic în totalitate cunoașterii în cel mai mic detaliu, dacă este cu putință, a filialei pe care o voi coordona. Am dorit să am un dialog cu fiecare reprezentant al PNL din județ, dar și cu liderii de la vârf ai filialei, pentru a afla problemele cu care se confruntă fiecare organizație și situația în care se găsește. Am lăsat pe planul 2 orice alte discuții, deoarece consider că este mult mai important să cunosc oamenii cu care voi lucra în direct înainte de a începe dialogul cu partenerii noștri. Înainte cu o zi de întâlnire dintre Astra Giurgiu și FCSB, conducerea clubului Giurgiu Vean și-a exprimat nedumerirea în ceea ce constă desemnarea arbitrilor pentru această partidă. Oficialii Astrale au dat publicității un comunicat de presă prin care ridicau câteva semne de întrebare. Delegarea arbitrilor uneori creează haos în jurul unei partide de fotbal, lucru care s-a întâmplat și la nivelul conducerii clubului Astra Giurgiu. Astfel că o seară înainte de duelul din semifinalele Cupei Ligii, pe site-ul oficial al Astrei a apărut un comunicat de presă semnat de directorul sportiv al clubului, Costel Lazar, prin care conducerea clubului își exprimă nedumerirea referitoare la desemnarea arbitrilor pentru meciul din această seară. De asemenea, în comunicatul de presă sunt punctate și alte aspecte legate de delegare. Clubul Astra își exprimă nedumerirea cu privirea la faptul că, deși au apărut semnale privind o delegare interpretabilă la meciul din semifinalele Cupei Ligii de miercuri, zvonurile au fost confirmate prin desemnarea exactă a arbitrilor anunțați încă de luni în media, în timp ce delegările au fost făcute publice marți. Fără a jigni pe nimeni, ne întrebăm de ce oare, în condițiile în care aproape întreg lotul de arbitri de pe lista FIFA este disponibil, miercuri a fost desemnată exact brigada bucureșteană față de care s-au exprimat acele rețineri anterioare. Suntem de bună credință, respectăm arbitrajul românesc și sperăm ca acesta să respecte prin șefii pe care i-are eforturile pe care cluburile le fac. Urmează rubrica Meteo prezentată de Dana Rusen. Bine v-am regăsit la rubrica Meteo. De mâine vremea se mai îmbunează, iar temperaturile diurne vor trece la valori pozitive. În prima parte a intervalului va fi senin, apoi cerul se va înnora treptat și în cursul nopții parii restrânse vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de nisoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei de joi va fi de 5-6 grade, iar cea minimă va coborî până la minus 2 grade. Doamnelor și domnilor, aici se încheie rubrica Meteo. Eu sunt Dana Ruse și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Haideți să revedem acum principalele știri pe scurt. Piața imobiliară giurgiuveană în declin. Cei mai mulți giurgiuveni care cer eliberarea unui pașaport îl preferă pe cel electronic datorită timpului scurt de emitere. Uniunea Europeană finanțează cu 216 milioane de euro programul transfrontalier România-Bulgaria. Ambasadorul Ungariei a vizitat municipiul Giurgiu. Clubul Astra Giurgiu și-a exprimat nedumerirea cu privire la delegarea arbitrilor pentru partida cu FCSB. Jurnalul Muntenia TV se încheie aici. Eu sunt Ana Maria Trăsnea, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară de la 19:30. Toate cele bune!